Mă bucur să vă revăd, dragii mei prieteni. Bine ați venit la întâlnirea cu oaspetele meu de astăzi, la Transparențe. E invitat din nou, a mai fost la noi și vreau să-l mai aduc și în viitor, domnul profesor universitar, doctor, membru corespondent al Academiei, Ion Pop, căruia prietenii și admiratorii îi spun de veacuri deja, ca să zic așa, din mileniul trecut, Jean Pop. Cum s-a născut această franțuzizare a numelui? Da, e un fel de, cum să zic, snobism așa, al anilor de liceu, pentru că... Încă din liceu? În liceu eram prieteni, am și format, să zic așa, un grup al celor patru. Era Virgil Stanciu, Bill Stanciu, Bill. Gheorghe Săsărman, era încă un bun prieten Ion Horotan, care din păcate a murit cam de mult, da? A fost profesor de română la Cluj. Câțiva ani, a publicat și un volum de poezie și eu, Ion Horotan a fost poreclit Giovanni, Stanciu din cauza preocupările lui cu engleza era Bill, Săsărman a rămas Gică și eu Jean, pentru că eram franțuzit. Deci erau internațional acolo. Erau internațional, foarte plăcută, pentru că să știi că oamenii ăștia au făcut chiar o mică revistă într-un singur număr, hai să zic un fel de samizdat între rânduri de ghilimele. Da? Era o revistă școlară într-un singur număr, deci făcută de fapt de Bill Stanciu, Mozaic se numea, unde se scriau un manuscris bătute la mașină, frumos, niște poezii. Eu scriam evident, un fel de... ați dat poezie, nu? Poezie cam romanțioasă. Se înfloreau salcâmii, se scuturau frunzele. Dar nu mă deziceți de... Chiar Banca Negrită, pe acum nu mă pot dezice că face parte din mica mea biografie. Da, ați erau lucruri interesante. Alea? Le aveți pe undeva? Nu cred că le mai am. Nu. Păi erau cam... cam școlărești, într-adevăr. Și revista a apărut într-un singur exemplar. Deci... Sigur, și făcută de mână. Deci, o revistă artizanală. Păi când era? Cam prin... Eu am ajuns la liceu în 55 și am terminat în 59, deci trebuie să fi fost cam în 58, cam așa. Cam așa. Minunat. Da. Ce păcat dacă s-a pierdut. Poate că există în arhivă. Nu, dar cred că îl ține, da, acasă îl ține familia. Da. Până la urmă, romanțioasă sau nu, poezia aceea v-a dus departe. Mai departe, în poezie. Am adus departe, dar cum se zice, cum zic latinii, festina lente, m-am grăbit încet și am evoluat destul de încet, pentru că în școală, fiind încă, prin clasa 10-a, cred, m-am scris și eu la cercul de literatură al Casei Pionierilor, cum era. Ori acolo era o doamnă profesoară foarte de treabă, dar care, sigur, ne dădea temele zilei. Adică scriam pe tot felul de teme din astea legate de actualitate, cât scriam, mă rog, și, bineînțeles, modelele erau, începând cu Coșbuc, Alexandrii, Eminescu, desigur, un pic de Topârceanu, deci un amestec așa școlăresc, bineînțeles, da, la nivelul cunoașterii noastre și al posibilității de acces la literatură. Deci, de acolo n-am chiar nimic de păstrat. Ce a urmat a fost însă mai important, pentru că deja în clasa ultimă, în clasa 11, în 59, am debutat în revista Steaua. Am dat acolo vreo 5 poezii și mi-au reținut una singură. Toate cele 5, practic, nu aveau tematică politică. Adică nu lăudam nici partid, nici... țară, da, pentru că era un sentimentalism așa frumos și eram, cum să zic, sensibil la tema asta. Și erați iar de... Nu, mi-a apărut o poezie intitulată, acum mi-e un pic jenă, dar nu foarte tare, pentru că se chema Mâinile lor, atâta doar că era dedicată luptătorilor revoluționari din 1917. Dar Mâinile lor erau mâinilor muncite, care erau și ale părinților mei și ale altora. Deci nu era o temă nici exaltată, nici retorică, da, pentru că, din fericire, n-am scris niciodată retoric. Adică emfaza și parada instinctiv asta de... Instinctiv ați refuzat sau prin cultură credeți că ați ajuns eu la... Eu cred că instinctiv. Asta. Nu mi-a plăcut. Adică eram în anii imediat următori și sub influența, o să te miri de contraste, lui Geo Dumitrescu, care cultiva, da, o poezie a cotidianului, evident, cobora, da, în actualitatea mai modestă, și a lui Doinaș. Doinaș, care era sigur un alt tip de poet, mai intelectual, mai firme Doinaș? Construit, ai, cum să nu, sigur, da, sigur, sigur. Și v-a plăcut. Adică, da, mi-a plăcut. Are o poezie mai rece. Știam, nu, dar știam baladele, balada Mistrețul cu colț de argint, da, așa, și după aceea am mai citit și altele, pentru că, da, înaintăm în vreme. Și am publicat în primul volum de debut, în 66 abia,
propuneri pentru o fântână, poezii cam amestecate. Adică, de fapt, am redebutat în 63 în Luceafărul, cu o pagină mare și cu niște poezii care mergeau așa, între Geo Dumitrescu și Doinaș, să zicem, dar mai degrabă spre partea cotidiană, un pic sentimentală și încercând să facă din evenimentul comun ceva mai poetic. Și culmea este că a fost tradusă toată pagina aceea de Florica Ștefanu, poetă de limbă română din Iugoslavia, importantă totuși. Și i-a plăcut ce a scris. M-a publicat în Matița Sârbsca, o revistă de prestigiu al lor. Și după aceea, în 66, când am debutat, sigur că poeziile erau, ziceam, amestecate, dar temele zilei erau foarte vagi, adică omul care reconstruiește lumea, deci trimiteri din acestea legate de geneză, o nouă geneză, undeva apărea un miner care își trăia poezia de dragoste sub pământ, ceva de genul acesta. Dar, în general, nu. Erau poezii, am și un ciclu despre Brâncuș, pentru că era atunci intrat în circulație și acela care mi-a fost premiat și am luat premiul 2 după Gabriela Milinescu, dar compania m-a onorat și după aceea, am datorită acestui premiu, am avut o excursie în chip de răsplată, de documentare, cum se spune atunci. Da. Am mers pe șantierele patriei, deci ne-am dus la Petroșani. Era rău de văzut. La Petroșani și am fost sigur, am coborât și într-o mină, am fost și la forjele de nu știu unde, deci am văzut un pic cum lucrează lumea în industriile noastre vechi și noi și cu ocazia asta am cunoscut niște oameni care mi-au devenit prieteni, adică în primul rând a fost Gabriela Milinescu, care era o splendoare de femeie. M-am și îndrăgostit un pic lumea, de ea. Da? Nu, așa e. Era o frumusețe, dovadă că Nikita știu să aleagă. Și Nikita Stănescu, da. Și, bineînțeles, era acolo Păunescu, tânăr, frumos, și a sărbătorit 20 de ani. Și încă acolo, sub Țirel și la 20 de ani i-a sărbătorit acolo, la Petroșani, la Constanța Buzea. Era Nicolae Stoian, care era la Luceafărul și era destul de politizat, dar un om extraordinar de treabă. M-a găzduit la el când am mers să citesc la Cenacul Labiș din București, foarte, foarte drăguț. Și câțiva poeți, Crângoleanu și știu eu, Mihai Negulescu, despre care lumea nu mai știe, pentru că erau foarte aliniați, ca să spun așa. Dar una peste alta a fost o experiență interesantă și după aceea am mers... Cam atunci l-ați cunoscut și pe Gheorghe Grigurcu? Pe Grigurcu l-am cunoscut mai devreme, pentru că el... Poate și dialogurile cu el v-au stimulat într-un fel, nu? Da, sigur. Nu numai dialogurile de mea, ci cărți. Cărți importante. Adică el a locuit o vreme, a stat în gază la nașii părinților mei, unde am fost găzduiți și noi într-o bucătărie necăjită timp de 2 ani. Și el a stat acolo și el mi-a dat din ediția Fundațiilor Regale edițiile definitive. Minunat. Mi-a dat Braga, mi-a dat Voiculescu, Adrian Maniu, Arghezi. Deci avea o colecție întreagă de autori. Da, după aceea tot de la el am aflat despre Eseni, niște lucruri. Deci o întâlnire foarte importantă și de fapt cred că și imediat cumva colaborarea mea la Steaua. Da? Pentru că el era colaborator la Steaua și un om care scria deja bine. Și era un om, un condei apreciat. Deci a fost o foarte frumoasă întâlnire și am rămas toată viața prieteni. Până astăzi suntem în legătură și chiar acum a publicat în România Literară o recenzie la ultimul volum. Da, a publicat o recenzie generoasă, că scrie frumos în general și cu mare atenție la nuanțe. Deci a fost o prietenie frumoasă. După aceea, sigur că au urmat altele cu familia Rusan, Blandiana, Naie Prelipceanu, Nicolae Prelipceanu și alții care au populat frumos Clujul. A fost Ior Alexandru, a fost Gheorghe Pituț. Permiteți-mi să vă întreb. Ziceați că v-a atras atenția farmecul Gabrielei Melinescu, dar al Anei Blandiana. Ana Blandiana, nu, mi se pare că noi am fost prieteni, nu. Semăna cu Natalie Wood atunci. Nu am avut sentimente frumoase de ea, dar nici o clipă nu m-a trecut prin cap și n-am simțit, cum să zic. Doamnă deosebită. Ea era a lui Romulus Rusan și erau o pereche extraordinară, adică de oameni de o luminozitate, de o onestitate intelectuală nemaipomenită și am fost prieteni, am teancuri de scrisori de la ei și până ziua de astăzi vorbesc cu Blandiana,
ne sunăm, ne împărtășim opinii, mai bârfim câte un pic, dar mai puțină bârfă și mai multe lucruri totuși serioase. I-ați citit cea mai recentă parte de jurnal publicat? Cum să nu? Cum să nu? Și mi s-a părut într-adevăr că merita titlul de carte anului, pentru că jurnalul ăsta pe care el a descoperit târziu, printre alte dosare, nu l-a scris ca să fie publicat, nici nu-i trecea prin minte. Adică era până în ultim, un an jumate înainte de 89, deci a scris ce a vrut ea să scrie, notații pur și simplu, dar ce notații? Pentru că sunt acolo niște universuri conjugate, adică e vorba și de viața din capitală, sigur și a familiei, dar mai mult a viața scritoricească, da. Văzută însă cu alt ochi decât îl făcea Mircea Zaciu, care era interesat de spectacolul vieții scritorice, era mai ironic. Și bine să avem mai multe jurnale. Dar Ana Blandeana trăia și la țară, la Comana, unde avea o căsuță, da, acolo, sărănească, și a văzut foarte atent lumea din jur. Adică lumea asta destul de necăjită, care umbla de la sat la oraș, care își împrumutau bucate care nu prea existau, care culegeau ciuperci în pădure, se treau anotimpurile cu anumit ritm. Aveau un loc pregătit pentru asta. Dar și pe un fundal de mizerie, nu neapărat umană, pentru că oamenii de care ea se apropie sunt puține prezențe negative, adică sunt oameni, oameni umili, oameni săraci în general, oameni care au putut comunica foarte bine, iar rusanii erau oameni atât de obișnuiți cu simplitatea și cu omenia, încât n-au avut nicio dificultate să comunice cu. Și atunci, toate părerile Anei Blandeana, judecățile legate de regim și de regimul politic și de lumea scritoricească, sunt foarte, foarte adevărate și foarte exacte. Sigur că anumiți oameni nu ies foarte bine de acolo, pentru că era o societate a compromisurilor, etc., inevitabile. Unii nu s-au purtat întotdeauna chiar cum trebuia, dar în orice caz e o perioadă care e expresivă și pentru că a fost scrisă într-un moment în care Blandeana era interzisă, pentru că a petrecut aventura aceea cu motanul celebru, cu Arpagii, care, mă rog, din poveste pentru copii, să zic așa, a devenit un obiect, o parabolă, o parabolă care n-a plăcut desigur puterii și, bineînțeles, că era în starea asta de așteptare neliniștită și de respingere mai directă sau mai pe ocolite, chiar de către lumea scritoricească. Avea însă oaze de prietenul care putea comunica. Și aici iese într-adevăr la lumină spiritualitatea autentică românească și cinstită în care această foarte talentată poetă s-a mișcat. Sar la cu totul altceva. Domnule profesor, de la volume, plachete, cum să le spun eu, aproape evanescente de poezie, la volumele astea groase de erudiție, cum s-a făcut saltul? Cum ați ajuns să faceți piramide ca reprezentanții școlii ardelene? Nu e un mare mister. Vorbim de poezie în general. Să mai arăt să fie din când în când despre ce vorbim. Trebuie să o să vorbim și despre această antologie. Dar cum a fost? Ce se întâmplă? Deci volumele de poezie trebuie să fie subțiri, pentru că dacă treci de 80 de pagini, maxim 100, nu prea îți vine să citești poezie. Eu am primit volume de sute. Unde citesc acum pe Dante, care e destul de gros. Da, sunt. Păi și eu am publicat, nu? Walt Whitman. Antologia de la Școala Ardeleană, de două rânduri de sute de pagini, aproape toată poezia. Deci, cum să zic, sunt și volume groase, dar acelea sunt volume de concluzie și de bilanț, cum s-ar zice. Deci ziceți că la antologie e mai potrivit? La antologie e altceva. Nu, cărțile groase au apărut pe parcursul unei cariere, cum să zic, în primul rând universitare. Dar ați început de vreme, adică, cu ele. Eu am început... Dicționarul ăla din anii 90, Înainte am publicat totuși în 69 prima carte despre avantgarda românească. Câte sute de pagini? Nu, erau vreo 300, da. Dar era o deschidere totuși. Deci am pus în paralelă poezia cu critica. Am debutat în 66, am publicat în 69 un volum care răspundea un pic ironic la avantgardă, era Biata mea comințenie, deci față de avantgardiștii
cum să zic, flamboianți. Revoltați, flamboianți și spectaculoși. Și da. Am un băiat cu minte care avea partea lui elegiacă. Aici, să știți că am recitit cartea asta și nu e chiar așa proastă. Din păcate, păi nu, de ce acum să fie nu. Proastă? Cred nu, că ați făcut-o nu, serios. Nu vreau să fiu, nu mă gâv, că nu e modul meu de a fi, dar eticheta asta cu mințenia mea a fost un pic răsucită și a devenit așa un fel de etichetă un pic peorativă. Dar revenind la cărțile groase, da. Deci eu fiind și la universitate, vezi că am început în paralelă poezie și critică la un moment dat și după aceea a trebuit, prin forța lucrurilor, prin profesie, să zic așa, și prin profesie și prin mit, cum ziceți Nichita Stănescu, prin mit era poezia și profesia era de universitar. Și atunci bine, eram dar asta nu sunt totuși cursurile dumneavoastră. Nu, n-am publicat cursuri universitare. Da, asta zic. Dar am publicat multe, multe eseuri și studii despre poeții despre care vorbeam la întregi, curs. Numai cu avangardiști, introduceri. Tot. Dar nu numai avangardiști, am publicat mai multe cărți despre avangardă, e adevărat, dar... Nichita Stănescu. După aceea au urmat monografiile de care sunt totuși mulțumit. Adică, dincolo de eseistica cotidiană sau, mă rog, mai scurtă, așa, am reușit să scriu câteva monografii. Odată, prima monografie despre Nichita Stănescu încă în timpul vieții poetului, în 80. N-am avut relație cu el decât i-am dus cartea la un moment dat în Piața Amzei. Sigur, cum nu. Și m-a și sunat după aceea, bătrâne, mulțumesc. Da? A fost tandru, drăguț și când m-am dus să prezint cartea, așa într-o paranteză vorbind, da? M-a dus într-o cameră din blocul acela, modest, unde stătea, că, unde era ușa deschisă tot timpul. M-am intrat și eu, că nu m-am anunțat, am intrat așa și mi-a arătat cu o mare duioșie și bucurie, așa, colecțiile lui de monede. Da, era pasionat. Da, pasionat de monede și mi-a prezentat tot felul de lucruri, rarități, bineînțeles, după care eu n-am comunicat, pentru că nu făceam parte din grupurile boeme. Ori Nichita, din păcate, a fost prea implicat, prea angajat. Aveau comunicare și bahică. Și bahică, nu era genul meu. Și din cauza asta am rămas cu Nichita la o respectuoasă apropiere distanță. Da. Dar după aceea am publicat Blaga, monografia despre Blaga, care iarăși recitită acum și reeditată a treia oară, deci ediția a treia la școala. Nu vă displace nici acum. E pe aici. Asta este ediția a treia, permiteți-mi deci, Blaga, și pe care am completat-o. Pentru că despre Blaga am mai scris o cărticică, Blaga în 10 poeme, într-o serie didactică. Acum a ajuns la o carte de vreo 500 de pagini. Și arată bine. Ați tot rescris cu fiecare ediție? Ați mai adăugat? Sau? Am adăugat, bineînțeles, da. Am adăugat și Școala Ardeleană tipărește minunat cărțile. Este o editură foarte exigentă și care are gust. Uite că toate cărțile mele am vrut în alb, simplu. Și la Limes, unde mi-au apărut ultimele volume de poezii, am vrut iară copertă albă, cu litera asta simplă. Îmi place simplitatea. Bun. Alte volume groase, mă rog, foarte gros n-a fost Gelunaum, a fost un studiu de sinteză, dar tipărit cam înghesuit și cred că acum, cu completările pe care vreau să le fac, va ajunge tot așa la vreo 400-450 cărți de pagini. Care stau în picioare. Deci tot gros. Și după aceea a fost Jocul Poeziei, care a fost tipărit acum la Școala Ardeleană. Impozant. De asemenea, este impozant. Iarăși un volum foarte, mă rog, s-a sporit și el, pentru că am adăugat mereu câte ceva. Omul harnic nu se lasă, așa? Ca daosuri a fost și ediția aceasta din Avangardă spre Ariergard, ediția a doua la editura Vinea, unde sunt tot felul de eseuri, studii legate de mișcarea avangardistă, care au ieșit din cadrele sintezelor mai mari, cum Avangarda în literatura română, publicată în 90, apoi în 2000, și în 2006. Deci un volum complementar sintezei. Da, deci aici sunt lucruri un pic mai mărunte, dar nu lipsite totuși de importanță. Arată foarte bine. Da, Nicolae Zone la vine a tipărit-o și el foarte, foarte frumos. Ca să ajungem apoi la cele patru masive. Asta e o aventură. Câți ani ați lucrat la... Păi a început în 2004 și s-a cam încheiat în 2022-2023. Și deci în tot acest 20 timp... de ani, dar cu pauze, pentru că la un moment dat, după ce m-am gândit că e foarte mult de lucru, m-am oprit, am făcut o pauză și e o pauză pe care am regretat-o pentru că
V-a scos mi s-a părut totuși că proiectul era important, m-am gândit până la urmă. Chiar era. L-am reluat și atunci Editura Știința din Chișinău, unde sunt iarăși oameni de primă calitate, Gheorghe Prini, director, este Mircea Veciobanu, care e un excelent critic literar, publică și în viața românească, curent, cronică literară, și mai departe, oameni minunați, care m-au îndemnat să nu zic, domnule, dacă tot vreți să publicați, mă reapuc de lucru. Și am stat după aceea foarte serios. Un efort de muncă. A fost multă muncă, pentru că au ieșit aceste patru volume, 2100 de pagini, 275 de poeți aproximativ. Nu, dar citi biblioteci, fiecare autor cu atâtea volume. Și citiți quasi integral. Asta este o treabă incredibil. M-am străduit să o fac pentru că mi s-a părut necinstit să ciugulesc așa la întâmplare niște lucruri. Dacă nu citești un pic de opera aproape istorică întreagă a poeților, nu-ți poți da seama de fapt. Poate scăpa ceva important. Scapă, da. Și mi-au scăpat și acum, sigur. Pe Sorescu și nu-i citești parodiile de la început, îți scapă ceva bineînțeles, important. Pe Sorescu l-am citit de mai multe ori, nu zic de el. Dădeam un exemplu. Dar a fost important de ce? Și pentru mine e importantă cartea asta, nu numai pentru că este o antologie de poezie după 45 din România, ci pentru că cuprinde și spațiul basarabean, unde sunt vreo 50 de poezii acolo, din Banatul Sârbesc, sunt vreo 3, Pusloici, mă rog, Flora, care s-a românizat de tot după aceea, trecând la București, după aceea este Petre Cârdu, care iarăși a fost un poet, din păcate dispărut, dar un foarte, prea foarte repede, bun prea poet. Repede au plecat băieții. Și chiar din America, Andrei Codrescu, nu, Liviu Georgescu, care, sigur, deci am simțit nevoia unei cuprinderi care să îndreptățească, să facă dreptate, de fapt, unei poezii care nu este numai pe teritoriul actual al României, ci a fost și a rămas pe teritorii mari, teritorii ale limbii române. Sigur. Și eu cred că basarabenii au fost foarte mulțumiți de lucrul acesta, pentru că este prima dată când apar într-o antologie comună. Și tocmai de aceea nu am făcut, cum să zic, nu am clasificat, n-am pus poezia pe generații, ci am dat numai anul de naștere și, mă rog, anii, datele calendaristice ale poeților, înșirați, deci, în funcție de ani și în cadrul anilor, în general, așezați alfabetic, pentru a sugera tocmai ideea asta a integrării. Și atunci mi s-a părut că nu-i prea enfatic să declar că dacă unirea teritorială cu Basarabia nu se poate face, sau nu știu când se va face, da, se va face, măcar uniunea literară, poetică se realizează. Și s-a realizat, de fapt, pentru că revistele lor de acolo, revista literară, înainte Contrafort, au fost foarte deschise, conduse de oameni admirabili, cum a fost și cum este Vitalie Ciobanu. Mă tem că revista Contrafort nu mai apare. Dar acestea sunt oameni care au cugetat numai pe spațiul lor mic, provincial, moldav, ci pe spațiul mare românesc, o conștiință națională foarte puternică, o conștiință critică. Văd că i-ați introdus cu câte o notă de subsol unde dați păi seama da, adică în loc să... Sunt mici, cum să zic, tablete critice, să zic așa, da, prezentări necesare, care nu sunt supraîncărcate de date, dar sunt mai degrabă niște caracterizări sintetice, impresioniste cumva, care spun câte ceva ce am crezut eu că e important pentru despre fiecare poet. Și merge antologia până la anii 2000, pentru că câțiva poeți, chiar dacă nu mi se par extraordinari, au reușit totul să intre în circuit, sunt prezențe la care se face referință, prin care se caracterizează un nou tip de poezie, o încercare de a depăși, știu eu ce s-a făcut chiar în generația 80. Deci, iată, o cuprindere până cam prin 2015, aproape generală a teritoriului liric românesc. Cum vi se pare poezia de după 2015, care probabil va intra în atenția dumneavoastră? Acum, aici aș avea, să zic așa, păreri împărțite, mitige, cum zic francezii. Adică, constat, vreau să fiu totuși cinstit și rațional și lucid. Nu am din principiu o atitudine de respingere față de acești poeți, pentru că sunt mulți foarte talentați și au o sensibilitate, într-adevăr, nouă și care este, cum să zic eu, bine situată în mersul, din păcate, foarte nefericit al civilizației mondiale, să zic așa, nu? Dar revin la ideea că acești 2000 și
Bine că nu mai poate fi un alt atribut 2050, 2030, 2015, da. Pentru că Laurențiu Ulici a vrut să facă pe decenii literatura română, nu se poate, pentru că cu cât ne îndepărtăm și ne vom îndepărta în timp, nu vom avea decât priviri panoramice, sintetizatoare și vedeți că și acum așa se numită critică imanentă, close reading, este în general cam respinsă, din păcate, pentru că încă se poate scrie și trebuie să se scrie despre poeții mari, ca să știm ce este esențial într-o epocă cu evoluția limbajului poetic. Dar la 2000-iștii au mers pe ideea asta încurajată de Marin Mincu, un critic foarte important, dispărut și el prea devreme, dar care avea câteva idei fixe, adică se vrea mentor de generație, a făcut... Cenacul Euridice, nu? Cenacul Euridice, a încurajat foarte mulți tineri, da. Dar și mult amestec impur de tot felul de oameni care s-au trezit așa, cum zicea el, vorbea despre noul autenticism. Și care au crezut că dacă își ridică doamnele poalele în cap și băieții fac alte lucruri mai la vedere, cred că fac mare poezie. Ei, nu. Adică, autentic, am spus întotdeauna și în interviuri... Nu e doar sfidare, nu? Nu, și, mă rog, și sfidare, dar autentic, de ce ar fi mai autentic omul de mahala, să zic așa? Sau omul care trăiește superficial, care trăiește numai în imediatul, care nu prea citește, care nu e interesat de tradiție, da. N-are habar de Rilke, nu știe de Blaga mare lucru, nu știe de mari prozatori ai lumii. De ce numai ăștia ar fi autentici, foștii pușcăriași? Cum sunt, că nu mai dau exemple, că nu vreau să pulesc acum. Dar sunt oameni care au publicat cărți scrise ca de un pușcăriaș. Adică om care merge pe brutalități, pe lucruri din astea viscerale, vorba aceea, nu? Și care... Asta nu le amestecat deja Tudor Arghezi, nu? Altă treabă. Asta vreau să zic. Acolo era estetica urâtului. Era, să scrii era după Arghezi despre asta era un dificil. Rafinament, o splendoare. Aici se merge mai degrabă pe linia Geobogza. Adică a așa numitului plan primar, cum zicea el, o poezie care refuza transfigurarea în modernismul înalt, așa, pe care au practicat-o unii, așa, și în anii 60, nu toți, cum se pretinde acum, așa, și care au vrut să se întoarcă la acest plan existențial dintr-un moment în care poezia vrea să fie mai mult decât poezie. Suferea, cum zicea Bogza într-un manifest important din 33, poezia pe care vrem să o facem, semnată și de Gerasim Luca, niște zăpăciți, să zic așa, de la revista Alge, niște tipi care cu idei. Dar cu idei și deștepți. Deștepți și adolescenți zăpăciți, deștepți. Au semnat manifestul ăsta în care zicea că o frază excepțională, poezia moare de prea poezie. Și atunci au spus, nu mai putem admite poezia de cabinet, cea barbiană, de fapt, din jurul lui Barbu, Jebeleanu, Barbu Brezianu și alții câțiva, care făceau o poezie ermetizantă, dificilă și cumva imitativă pe urmele maestrului din joc secund. Și atunci, acești oameni vroiau să fie mai deschiși spre lume. Ne interesează ce se petrec, zicea Bogza la modul lui patetic, dar foarte puternic, se petrec tragedii. Noi nu putem fi indiferenți la tragedie, la ceea ce se întâmplă cu oamenii, în război, în dictatură, tot ce vrei. Și aveau dreptate. Și atunci s-a produs această schimbare pe care cei mai noi nu prea recunosc, pentru că n-au bibliografia adusă la zi, ca să zic așa. Nu, adică eu cred că poate exagerez un pic, dar mulți habar n-aveau de treaba asta care s-a făcut când vine Marius Ianuș în manifestul fracturist și anarhic, nu știu ce, cu Dumitru Crudu, care după aceea s-a corectat și a făcut un fel de mea culpa, nu-i vorbă că și Ianuș a mers la mănăstire și scrie poezie neogândiristă și reacționară, într-adevăr, dar el, mă tem că nu știa că deja au făcut ce făcea el spre 2000, au făcut-o dadaiști, au făcut-o Bogza, au făcut-o alții și atunci a repetat niște lucruri. Dar eu am spus, căutând nuanța, că totuși și acest manifest fracturist, care a avut momențelul lui literar, era important pentru că atragea cu violență și de limbaj și de idei atenția asupra, cum să zic, perioadei maculate, murdărite de corupție, de irresponsabilitate, epoca noastră de tranziție.
Și aici Ianuș are dreptate și am apreciat această poezie, chiar dacă are vulgarități inadmisibile. Adică, mă rog, merge pe o violență necontrolată, totuși poezia are, cum să zic eu, restricțiile ei, obligațiile ei. De rigori formale. Cât de rigori formale. De lax ar fi, deci, da. Cum să zic, eu am spus la un moment dat în un mic poel de-a meu, chiar când intră, adică gunoiul, când intră în poem, are nevoie de o mică solemnitate. Păi, nu. Poate și strălucire. Nu, într-adevăr, acum strălucire, pentru că în gunoi nu vezi mai... Da, vreau să spun că discursul liric stilizează cumva realul, îl concentrează, îl îndreaptă spre simbol. Ori noua generație 2000, ca să revenim la temă, nu recunoaște simbolicul. Și o întreagă ceată de critici foarte serioși, importanți și cultivați, chiar universitari, spun, domnule, esteticul e o chestie marginală. Dar nu e adevărat. Dacă e așa, e trist. Pentru că eu știu că aceste teorii, cum să zic, de statistician a lui Franco Moretti, de exemplu, la care aderă oameni cu mari calități intelectuale, un Terian, de exemplu, Andrei Terian, care a scris o splendidă monografie despre George Călinescu, și alții și alții, fac din estetic o chestie demodată, depășită. Manolescu, Simion, Popion sunt de aruncat la gata de gunoi, pentru că cred în estetic. Ei și închipuie, nu, ei exagerează și închipuie că e vorba de un estetism, dar nu e vorba numai de estetism. Estetismul este un exces de, cum să zic eu, de recunoaștere numai a rafinamentelor de transfigurare estetică și stilistică. Dar în fond, bine, Manolescu un pic neglijează, chiar mult neglijează contextualizarea. Oricând faci istoria literaturii și istoria critică, trebuie să fii atent la context. Adică viața literară trebuie să cât de cât să secondeze viața literaturii, adică logica internă. Și atunci nu faci numai selecție de autori importanți, e foarte bine făcută în general selecția și la Manolescu și la alții, dar aici cei mai noi au dreptate că criteriul acesta estetic care a fost învingător contra proletcultismului, atenție, că ne-a apărut degeaba în anii 60 și cu mari dificultăți în care critici importanți ca Manolescu, Simion, Mircea Eruulescu și alții și alții au pus umărul serios ca să reabiliteze tocmai specificul limbajului poetic, altfel eram în lozinci. Până și foarte talentatul Baconski scria lucruri ridicole pe care a încercat să le motiveze că erau scrise parodic, dar nu cred că erau scrise parodic. Nu erau. Nu e de dea mână atunci să scrie parodic. Nu. Erau bine plătiți, din păcate, erau bine plătiți și atunci Lazar de la Ruscalul Dandeșliu și alții bine din Maramureș nu stăteau pe culmea muntelui și opreau cu piciorul un compresor. Fim serios. Deci nu. Bună, adică erau lucruri, cum să zic eu, aberante și nevalabile, mincinoase. Și atunci, sigur că criticii numiți s-au străduit și au reușit să reabiliteze criteriul estetic într-o epocă foarte dificilă, pentru că anii de liberalizare n-au durat foarte mult, până în 71, de 65... O perioadă foarte scurtă. 65-71, dar acea perioadă a fost exemplară și toată lumea a învățat din ea. Și atunci revin la ideea că estetismul ăsta nu este un pur estetism, ci toți poeții aceștia, poeți mulți mari dintre ei, atenție, poeți mari în perioada 60, începând cu Nichita, desigur, apoi Mircea Ivănescu, apoi Dimova, apoi Blandiana, apoi Margela Marinescu, apoi Ileana Mălăncioiu, apoi câți alții, sunt mulți, pot fi amintiți o mulțime, Ovidiu Genaro, de exemplu, ca să-mi vine la Dan de Bună, un nume. Și alții erau atenți totuși la social. S-a spus că e poezie esopică, că e numai o poezie aluzivă, dar ce să facă simbolul decât să trimită aluziv la realități? Simbolurile acestea erau puternice, sigur. Ceea ce scria Florin Mugur, scrisul lui tremurat și fricos și terorizat de ambianțele acestea cumplite, era totuși o poezie a unei umanități suferinde care direct sau indirect făcea trimitere la cadrul social interdictiv, la cenzura generalizată. Și acum, domnule profesor, acum apar cuvinte în engleză, apar, păi asta, uite, apar bine, termeni tehnologici. Nu, bine că mi-a adus aminte ce se întâmplă. Adică, din nefericire, zic eu,
mergem pe direcția aceasta internautizării, sau cum să-i spun. Adică, civilizația asta, internetul, începând cu televiziunea, da, sigur, care a devenit superficială și merge pe vedetisme și dacă nu ești pe sticlă, vorba aia, nu existi. Asta este. Vulgarități, limbă românească proastă, pocită, gramatică stricată, etc. Dar a apărut internetul, care este și în realitate, dar și în mai ales în aparență, o lume a comunicării libere, amicale, prietenești cu toată lumea. Și atunci, fiind o tribună deschisă, apar acolo vrute și nevrute, oameni lipsiți total de conștiință critică, care se găsesc vorbind, care trec la vulgarități, la injurii, la lucruri cu totul ieșite din țâțâni, vorba lui Hamlet, nu? Deci, nu, cum să zic, lumea aceasta care ți-a dat toată libertatea de informație, dar nu și de formație. Și aici Nicolae Manulescu are dreptate când insistă asupra faptului că și alții trebuie făcută diferența și revenit la formație, la formare, la acel bildung nemțesc, adică, cum să zic, la o cultură care devine fertilă, care devine formatoare. Să fie recuperată această dimensiune. Nu știu, imediat vom vorbi și despre asta, da, dar acești poeți care sunt încă mulți dintre ei, nu toți, prizonierii acestui limbaj. Chiar Vlad Moldovan, pe care îl apreciez foarte mult, dar l-am criticat destul de dur pentru ultima lui carte, unde are lucruri minunate, dar face concesii și un singur nume, l-am ales așa, pentru că suntem prieteni și chiar îl prețuiesc. Da. Face concesii acestui limbaj și modului de a comunica, cum să zic, în secvențe din acestea de imagine trecătoare, superficială, cu un limbaj de adaos stradal, de băieți de băieți, limbajul băieților de cartier, ceea ce nu merge. Pentru că Vlad Moldovan, care e un om foarte cultivat și absolvent de filozofie... Nu, asta făcea și Miron Radu Paraschivescu. Nu, e altceva. Acolo e Lorca și Pitorescu. Nu, da. Nu, dar el adaugă și limbaj foarte sofisticat, aș zice, adică de om cultivat. Și atunci este un amestec ciudat și am zis, domnule, stai tinere, că ce facem acum? Pentru că este un poet care are descris metafizic de multe ori, de mare vibrație. Și atunci cum amestecăm așa stilurile astea? E interesant ca mixtum compositum așa, dar nu prea merge. Dar și sunt și alți poeți care, din păcate, și multe femei, în zodia asta neofeminismului, militant și foarte agresiv și uneori brutal, și uneori injust, pentru că, deși femeia e bătută în România de foarte multă vreme, din păcate, totuși încă nu s-a ajuns la o segregație atât de dură cum pretinde feminismul. Mă rog, e bine, eu zic că noua politică, corectitudinea politică, are părțile pozitive în măsura în care atrage atenția asupra injustițiilor făcute din toate punctele de vedere, și sociale, și de sex, și de religie, și nu știu ce, dar greșește enorm pentru că face excese, interpretări abuzive neomarxiste, de încadrări sociologice neraportate, rafinat, zisa bază și zisa suprastructură și, cum să spun eu, merge pe o idee de unisex universal, adică este o desexualizare care, mă rog, în cadrul libertăților care ajung la libertinaj în ultimii ani, bineînțeles, e necesară să atragi atenția că lumea e liberă să facă tot felul de lucruri, să trăiască plenar, dacă vrei, dar eu zic că totuși o anumită limită, este modus in rebus, trebuie, e în toate o rațiune, o limită, o rațiune care trebuie să judece lucrurile. Prin urmare, nu putem, de pildă, acum, pentru că îi protejăm pe foștii țigani românește, să schimbăm titlul țiganea din Romiada. Așa am răspuns eu. Da? Nu s-a încercat, dar se poate încerca. Pentru că 10 negri mititei a devenit altceva. Albă ca zăpada a dispărut ca să nu îi disprețuim pe piticii cu dizabilități fizice, nu-i așa? Cum o fi cu harap alb? Și prostii îngrozitoare, adică lucruri ridicole. Da. Pentru că Alexandru Călinescu, care a scris o carte foarte bună, polemică, de recenzii, dar de observații foarte bune, citează un lucru uluitor. O doamnă americană, cred că academică sau așa ceva, în orice caz universitară, declară la un moment dat și citează, zice, sunt în sfârșit suprafericită că am reușit să am un soț deconstruit.
Bun, acum, dacă Derrida a ajuns la nivelul ăsta cu deconstrucția, atunci unde mergem? Eu rămân un spirit constructiv. Un soț de construit? Nu, sintagmă. Eu rămân un spirit constructiv, deci trebuie să mi se pare idee... Dar credeți că se va reveni de la marea asta? Eu sper totuși că omenitatea n-a nebunit de tot și că va ajunge. Desigur, sunt mari pericole. E tot mai nebună, sunt și asta. Dar sunt pericole legate și de inteligența artificială. Pentru că, vedeți, este o supra putere, care e aceea a inteligenței artificiale, construită, eu cred, și în subteranele științei, care e un fel de încercare de stăpânire orwelliană prin control total al omenirii și al individului prin inteligența artificială. Și atunci, în momentul când, să zicem în mod absurd, dar nu e chiar absurd, se pot implanta chipuri pe creier și în cap și gândește altcineva pentru tine, înseamnă că tu nu mai ești om. Ai dispărut ca definiție, omul a dispărut. Și dacă a dispărut, ce mă interesează pe mine că pot gândi mai bine decât un om normal, cu slăbiciunile lui, cu greșelile de toate. Ce mă interesează că pot aparent trăi în virtualitate. Dacă omenia mea limitată biologic nu se poate exprima cu sensibilitatea ei, cu imaginația ei reală, puternică, profundă, cu capacitatea ei de simbolizare, eu cred că nu mai e rost să trăim. De ce ne-am născut? De asta profeții se dice, nu? Supraomul nu ăsta o fi? Păi robotul că da, sau omul dacă, bionic? Păi sau... dacă nu, e un fel de variantă, adică de stăpânire. E terifiant în orice caz. E terifiant și de aia spun că ar fi un mare noroc dacă omenirea și-aș dea seama la un moment dat sau pericolele acestei înzestrări cu inteligența artificială ar fi atât de mari încât lumea și-ar da seama că e pe cale de dispariție și chiar dispare sub formula aceasta, a formulelor, nu? A construcțiilor abstracte și... Artificialului până la urmă. Artificiale, pe și inteligența artificială. Natura oricum am părăsit-o prin civilizație. Iar omul nu e artificial decât din greșeală. În momentul când, de exemplu, face poezie, cum am zis, de artefact, de meșteșugărie neinspirată, dar Arghezi era un mare meșteșugar, inspirat Dumnezeule Mare. El era și copil care se joacă, era și Dumnezeu care construiește lumi. Deci era uluitor. Era uluitor și cel mai mare poet, evident, român, până ziua de astăzi. Da. Eu zice, și polemist. Și polemist. Publicistica lui este extraordinară. Da. Fantastic. Da. Deci iată cum se ajunge la... Da, trăim într-o lume, în orice caz, eu sunt fericit că am avut șansa, prin hazardul nemaipomenit al lucrurilor, să trăiesc în lumi diferite ca mod de existență. Pe două luni până la urmă. Păi nu? Da, pentru că am trecut și prin comunismul cel mai dur și prin stalinism în copilărie și mizeria din timpul stalinismului. Prins toate culpurile astea ale istoriei. Toate am prins și cenzurile și am prins și libertatea care totuși e libertate, chiar așa cu defecțiune, cu defectele este ei. Libertate. Este libertate, nu avem ce face. Numai să știm să o folosim. Nu prea știm. Când învățăm, deja s-a schimbat paradigma. Deja s-a schimbat și nu, se trăiește într-un fel de minorat. Adică aici Breban are dreptate că am recitit câteva pagini de Riscul în cultură. El spune lucruri foarte, foarte inteligente și se lamentează tocmai pe ideea asta că, din păcate, România nu știe să-și prețuiască valorile, să selecteze adevărurile și să se situeze pe un teren bine consolidat și construit pentru poate nu creație. Vă vine să credeți, dar mai avem un singur minut. În minutul ăla îmi spuneți ceva despre această admirabilă carte. Păi nu știu cât tactil, e de admirabilă. Sunt place două... cum au scos-o. Nu, Stracus Arte aici. Scot și cărți frumoase și am mers totuși pe ideea de simplitate. Ce se întâmplă pe scurt? E o carte care adună 20 de ani de cronicar literar, un cronicar care n-a fost foarte consecvent. Am colaborat la reviste lunare, cum e și Steaua, la care colaborez în continuare, sau cum este Discobolul, care e chiar trimestrial. Deci s-au adunat aici cronici, dar dacă le-am recitit, mi-am dat seama că ar merita poate să ofere o imagine cât de cât realistă a vitrinei literare actuale. Așa s-a întâmplat că a apărut al doilea volum din aceste cărți la alegere, deci să aleagă cine ce vrea. Eu am fost generos și mi-am spus cu sinceritate cuvântul. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezența la Transparențe, vă mai aștept, vă mai invit de pe acum. Iar vouă, dragi prieteni, vă spun că aici stăm între piramide, e colosal. Mie mi se pare că
ceea ce face autorul, zic, deci și poetul, și criticul, și eseistul, și tot ce doriți dumneavoastră, Ion Pop, este o construcție de piramide. Aveam nevoie de piramide. Mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc. Pe curând!